Apocalipsa ar putea veni mai devreme în Kiribati dacă furtunile violente de genul celor care au distrus recent părțile din insulele Filipine ar continua să lovească insulele, scrie Business Week într-un amplu material dedicat situației din Kiribati. Cei 103.000 locuitori din Kiribati vor putea deveni în curând refugiați, ceea ce ar putea fi prima mișcare de masă a unor oameni care vor fi simțit consecințele încălzirii globale mai mult decât războiul sau foametea. Președintele din Kiribati spune că țara sa mai are mai puțin de 20 de ani de trăit. Dacă nu va fi făcut nimic, Kiribati se va scufunda în ocean. Până în 2030 vom începe să dispărem, spune Anote Tong, celebru pentru faptul că a tot argumentat de-a lungul timpului faptul că națiunile puternic industrializate îi ucid țara. Oamenii din Kiribati înțeleg foarte bine ce se întâmplă cu ei. Unii dintre ei au cerut deja azil în Noua Zeelandă. Lucrăm pe mai multe planuri. Există o companie japoneză care face insule plutitoare. Ne orientăm, dar oamenii înțeleg că trebuie să plece pentru totdeauna și asta este greu. Ne dorim să supraviețuim. Am trăit odată în Noua Zeelandă și am crezut că sunt în rai, însă oamenii lor le place aici, vrem să rămânem acasă, spune președintele țării, care în ultima instanță adaugă: nu noi am cauzat asta, ci voi, au spus locuitorii din Kiribati.